Bună seara, iubiți prieteni! A existat o vreme în care omul era conștient că tot ceea ce îl înconjoară are suflet. Că mediul înconjurător nu este doar un decor amorf și lipsit de viață, ci dimpotrivă este o parte integrantă a ființei noastre. În antichitate, despre om se spunea că este un microcosmos cuprins într-un macrocosmos. Nici o diferență între cele două. Dar apoi a urmat o vreme a întunericului și a ignoranței pe care hindușii au numit-o Kali Yuga, o epocă în care omul s-a depărtat aproape, aproape definitiv de planul superior din care provine. Noi, din fericire, ca popor, avem niște rădăcini foarte puternice și teribil de pline de sevă și de viață care ne alimentează din patrimoniul strămoșilor noștri cu o cunoaștere specială asupra plantelor, asupra naturii în general, asupra tuturor ființelor care locuiesc și trăiesc alături de noi. Îmi face o mare plăcere în această seară să am un tânăr invitat care, în ciuda vârstei sale, poate pentru unii fragedă, dar aici dumneavoastră știți că în spiritualitate vârsta nu ține de ani, ci doar de credință și de determinarea de a cunoaște sau nu. Tânărul Ciprian, cum spuneam, în ciuda aspectului său copilăresc, are o cunoaștere profundă în ceea ce privește dublarea asta a planului viu din nevăzut. Vom vorbi în această seară cu el despre spiritele vii ale plantelor, despre relația asta extraordinară energetică între astre și chiar oameni, plante și alte ființe. Dragul meu Ciprian, mulțumesc că ai bătut atâta drum, vii tocmai de la Timișoara pentru a ne întâlni. Am avut o întâlnire foarte plăcută când am ajuns la Esoteric Festul de la Timișoara. Mi-a plăcut foarte mult arealul preocupărilor tale și discreția și chiar smerenia cu care ți acoperi cunoașterea la care ai ajuns. Și asta te rog să împărtășești o parte din experiența ta personală, poate să ne povestești și din călătoriile tale în interiorul cunoașterii acesteia superbe pe care noi avem din neamul nostru ca moștenire, dar și în alte locuri prin lume unde ai fost și ai învățat lucruri minunate și frumoase despre plante. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația și ca să încep mai pe înțelesul tuturor, voi descrie cum am început această activitate. Când eram mic, mergeam la o mănăstire, la o mătușă de-a mea, unde îmi petreceam vacanțele de vară. Maica bătrână se ocupa cu remedii făcute din plante, astfel încât am ajuns să culeg aceste plante cum făcea și ea. Veneau turiști străini să ia remedii de la ea, pentru că oamenii, într-adevăr, se simțeau bine. Și m-am învățat că plantele trebuie să fie respectate, pentru că și plantele au suflet. De multe ori o vedeam cum vorbește cu trandafirii din fața bisericii sau în timp ce le planta și avea grijă de ele, discuta cu plantele, le uda, purta un respect enorm pentru aceste plante. Și am fost atras de partea aceasta energetică, să spunem, a plantelor. Bineînțeles, cât eram la mănăstire, am asistat și la anumite exorcisme și am fost atras de latura ocultă și am devenit interesat. Trebuie să spunem că, uite, Biserica Catolică are chiar un sfânt de rang foarte înalt în ierarhia sobornicească nevăzută. Este vorba despre Francis d'Assisi, care în interiorul confreriei sale franciscane a predat printr-o filiație neîntreruptă de la el către discipolii săi această artă de a comunica cu spiritele vii ale naturii. Francis d'Assisi vorbea cu animalele, vorbea cu plantele și a și scris foarte, foarte multe studii legate de schimbul acesta informațional și energetic între tot ceea ce este viu pe pământul ăsta. Da. Pe mine m-a atras foarte mult Paracelsus ca și ghid. El a fost inițiat de abatele Tritemius. Și astfel a scris foarte multe lucruri legate de puterea ocultă a plantelor, despre cum anume trebuie ele culese ca proprietățile să rămână nealterate.
în acord cu fazele lunii, cu influențele planetelor asupra plantelor, cum trata pacienții fără să se atingă practic de ei, lua materii organice de la pacient, cum ar fi păr, unghii, și le amesteca cu pământ. În acel pământ se punea o plantă corespunzătoare afecțiunii pe care el o avea și în relație cu planeta care îi oferea energie. Dacă vreți, vă pot da și niște exemple. Te rog, chiar te rog. Am și eu un exemplu care vine și întărește într-un mod foarte cald ceea ce spui tu. Uite, există o practică pe care am învățat-o de la niște șamani, de a crea o clonă vie în momentul în care cineva este atacat de un vrăjmaș energetic vorbind. Da. Și această clonă se poate crea foarte frumos cu ajutorul unui copăcel, de regulă unui bonsai. Și mi-am amintit de această procedură șamanică aproape, de transfer de personalitate. Probabil că psihologia transpersonală, când va studia această fenomenologie, așa o va numi, transfer de personalitate energetică de la om la plantă. Și mi-am amintit de acest procedeu când ai vorbit de pământ, ai vorbit de unghii, ai vorbit de păr, ai vorbit de informație genetică, nu? Oricine se simte agresat sau atacat energetic își poate pune la rădăcina unui copăcel, a unui bonsai, o informație de-a sa, o bucățică de haină, unghie, păr și așa mai departe, creând astfel o clonă energetică și studiind copăcelul acela, pe care îl va îngriji cu foarte, foarte multă atenție și cu foarte multă iubire, dacă el se va usca în ciuda unui tratament și a unei iubiri permanente la adresa lui, este o dovadă foarte clară că acolo s-a suprapus un atac energetic. Și atunci lucrurile se pot rezolva pe shortcut-uri mai ușor. Iartă-mă că te-am întrerupt, te rog să-mi dai alte exemple. Se mai poate confecționa o păpușă făcută din ceară și încărcată cu elementele pacientului, păr, unghii, apoi ea se depozitează într-un loc unde nimeni nu ar avea acces. Și în cazuri de atacuri energetice, nu persoana va fi afectată, ci păpușa. Da, uite, pentru că aici lucrurile ar putea părea bizare într-o perspectivă a vudului, dar noi trebuie să le spunem celor care se uită la noi că pe o ușă se intră și se iese. Pe o păpușică, sigur că se poate informa și se poate lucra agresiv, dar dimpotrivă, dacă există biunivocul în toate și în tot, atunci acolo unde cineva rănește, cineva poate să vindece. Cuțitul n-are nicio vină în mâna unui criminal, precum n-are nicio virtute în mâna unui chirurg. Omul este cel care hotărăște ce sens dă lucrării sale. Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate și revenim la o emisiune foarte interesantă. Am revenit și constatam că ai multe elemente interesante. Ai copilărit într-o mănăstire, dar ești deschis și către o parte mai ocultă, o parte mai neștiută, o parte pe care noi o moștenim prin tradiție de la moșii și babele noastre. Da. Deci ai și un caracter magic, așa cumva, în lucrarea ta. Te mai cheamă și Ciprian, și ca pe Sfântul Ciprian, care și el, la rândul lui, a fost un mag înainte de a deveni sfânt. Și iată cum informația circulă din generație în generație, lăsând fragmente din marea cunoaștere în fiecare dintre noi. Și eu recunosc în mine câteva piese dintr-un puzzle, poate și în tine câteva piese dintr-un alt puzzle. În noi toți sunt piesele lăsate de strămoșii noștri care cândva au avut viziunea unui puzzle întreg constituit. Noi, prin rătăcire, prin separare, prin egoism, prin ignoranța asta despre care vorbeam la începutul emisiunii, am uitat că suntem interconectați. Suntem interconectați prin biosul nostru, prin viața noastră. Viața este aceeași și pentru plantă, și pentru mineral, și pentru animal, și pentru înger, și pentru duhurile curate sau necurate. Viața, suportul, este același. Și există un sfânt minunat, Sfântul Andrei cel Nebun întru Hristos, care într-o viziune a răpirii sale în duh, vede izvorul apelor neîncepute, din care toate ființele Universului vin să se adapte. Vreau să
facem acum o ușoară intrare în partea asta nevăzută a naturii. Și te rog frumos să ierarhizăm cumva, să vedem că tot ceea ce noi percepeam până acum într-un sens destul de precar al unei cunoașteri păguboase, asta materialist dialectică, că natura, mă rog, are un singur rol, acela de a sluji, nu, intereselor omului care este veriga forte într-un lanț trofic foarte puternic. Uitând totuși că noi avem ingerate noi și mineralele și vegetalele și noi suntem și noi o structură animală, pentru că și grecii, în ortodoxia lor profundă, numesc omul nemântuit animalul vorbitor. Așa e. Noi, oamenii, am pierdut contactul cu natura. Ne-am atașat foarte mult de ceea ce percepem cu simțurile noastre fizice. Din păcate, ceea ce noi folosim în mod actual pentru a ne trata, plantele care noi le luăm au fost crescute pe o plantație, nu au fost culese din mediul lor natural, unde planta își poate găsi energetic tot ce are nevoie. Se țin cont de mai multe aspecte când se ia o plantă pentru a face un remediu din ea, și anume, dacă vrem să facem un tratament de purificare a sângelui din rădăcină de brusture, trebuie să fim atenți că atunci când luna este în descreștere, să recoltăm acea rădăcină, pentru că se va coboară când luna este în descreștere. Sau legat de fazele lunii, organismul se detoxifică foarte bine când luna este în descreștere, asimilează informații și se poate reface când luna crește. De asemenea, în trecut, tuberculoza, de exemplu, se putea trata foarte ușor cu un ou fiert în urina pacientului. Urina se spunea că conține mumia persoanei încărcat energetic, și oul fierbea în urină până când se evapora, se făceau niște găuri în ou cu un cui de fier, apoi acel ou trebuia pus într-un mușuroi de furnici. Furnicile devorau acel ou și pacientul se vindeca. Ceea ce poate părea foarte bizar pentru niște europeni emancipați astăzi, da, nu e nimic altceva decât, uite, medicina tradițională chineză. Medicina tradițională, noi o numim medicina tradițională chineză pentru că ei sunt singurii care și-au păstrat-o nealterată timp de 8000 de ani aproape, dacă nu chiar și mai mult. Noi am avut și avem în continuare o medicină tradițională românească, pentru că vracii, babele noastre, exact, moșii noștri și astăzi, dacă n-or fi murit chiar toți, au păstrat această taină a comunicării cu spiritele vii ale naturii. Ei știu să prepare într-un anume fel o poțiune, știu când să culeagă plantele, știu ce să le spună plantelor și ce să asculte de la ele și așa mai departe. Asta nu e un peisaj obscurantist. Asta nu ține de superstiție sau de sălbăticia unui popor, ci dimpotrivă, asta demonstrează încă o dată tradiție, vechime, înțelepciune și adevărată cunoaștere. Pentru că dacă noi nu cunoaștem ce e viu, înseamnă că noi nu cunoaștem nimic. Noi suntem o structură vie și pentru a înțelege că și sufletul, care este viu nemuritor, noi suntem vii muritori în corp, în suflet suntem vii nemuritori. Dar dacă noi înțelegem structura viului, atunci putem înțelege și nemurirea. Poate părea ciudat ce spun, dar e simplu. Da, este adevărat. Noi oamenii nu posedăm doar acest corp fizic. Există și alte corpuri mai subtile pe care noi nu le putem percepe cu ochii fizici. La fel și plantele și animalele posedă astfel de corpuri. Ceea ce făcea Paracelsus era că comunica cu cauza astrală a bolilor, nu cu dublul eteric. Cu dublul eteric, exact. Pentru că înainte ca o afecțiune să se manifeste în corpul fizic, apare în regiunile astrale. Și dacă se lucra pe cauză, pacientul era vindecat fără alte... Ai pomenit de Paracelsus și trebuie să-i facem un omagiu. Eu, da, chiar în cinstea lui am înființat grupul Paracelsus. Exact. Este un spirit absolut fundamental în emanciparea medicală europeană. Sigur că el a fost inițiat în Orient de către șamanii mongoli, de către șamanii buriați, a trecut și a cunoscut foarte bine procedeele terapeutice ale Chinei și a reușit să integralizeze într-un mod absolut admirabil cunoașterea vestică europeană, cunoașterea occidentală, care e mai raționalistă, mai rigidă în a categorisi lucrurile și evenimentele, dar le-a dat
această viziune integralistă, această viziune holistică a Orientului. Și fără Paracelsus, medicina alopată, așa cum o cunoaștem noi în Occident, n-ar fi putut exista. Exact. El este părintele medicinii moderne. Exact. El a spus că orice carte care există nu ne este de niciun folos. Medicul adevărat trebuie să studieze medicina în natură, în practică. Natura scrisă de degetul lui Dumnezeu. Acolo poți găsi toate informațiile de care ai nevoie. El de asemenea era văzut și printre cercetori, oameni bătrâni care știau anumite practici vrăjitoare, tot felul de oameni care puteau să-i ofere informații referitoare la astfel de terapii. Folosea ca și remedii pentru reumatism, lua o salvie. Salvie este o plantă guvernată de soare, la fel cum e și rozmarinul și sunt multe plante guvernate. Majoritatea plantelor sunt guvernate de soare, cu excepția la care sunt guvernate de lună. Da. Și se luau asemenea materii de la pacient, în special excrement, care trebuia uscat, amestecat cu pământ și soarele timp, în 24 de ore. Fiecare astru își manifestă influența energetică timp de 3 ore. Când soarele guverna și avea puterea lui energetică, atunci trebuia plantată salvia în acel material. Și pacientul se vindeca pentru că salvia putea să absorbă mumia bolnavă. Da, uite, cu alte cuvinte, ca să putem înțelege și să înțelege și noastră acasă foarte bine. Există un dublu eteric, există o fantomă care se manifestă chiar și în viu. Este vorba despre înverișul nostru imediat. Hai să zicem primul corp auric care se întinde și pe care dacă exersându-ne vederea periferică și sunt multe exerciții din astea, putem să percepem imediat stratul următor corpului fizic. La un centimetru jumate, 2 centimetri în jurul nostru apare așa, ca o aură lăptoasă. Acea aură lăptoasă este dublu eteric sau fantoma, cum se numește oriunde în lumea asta ezoteric-ocultă. E, acest corp, această dublura noastră, acest dublu energetic al nostru conține absolut toate organele, toate meridianele energetice și toată structura noastră biologică, dar nu în concret, adică nu în materie organică, așa cum este corpul nostru fizic, ci într-o materie energetică. Este un dublu energetic al corpului fizic. Și se poate lucra pe acest dublu energetic. Pe acest dublu energetic se fac vindecări la distanță în sistemul Reiki, de exemplu. Pe acest dublu energetic lucrează vrăjitorul negru când înțeapă păpușa Samca de la noi din România. Că avem și noi în România celebra și teribilă păpușa Samca, care este la fel de teribilă, dacă nu chiar mai îngrozitoare, decât celebra păpușică din vudu. Este vudu românesc, este un vudu teribil de puternic. Și atunci există în toată medicina orientală o preocupare extraordinară asupra energeticii corpului și a dublurii organelor fizice de către aceste organe eterice. Și atunci se poate lucra asupra efectului, tratând în primul rând cauza energetică, pentru că noi știm astăzi deja cu toții că noi suntem o succesiune de înverișuri energetice, pornind de la sufletul nostru, de la duhul nostru, de la ființa noastră care este lumină, care intră apoi în elementul foc, care se îmbină apoi cu celelalte stihii ale naturii, cu elementele apă, pământ și aer, și care împreună formează structura noastră materială, adică corpul fizic. Dar corpul fizic este, de fapt, ultima expresie a aglomerării, dacă pot să o numesc așa, celulare. Pentru că și aerul este tot o entitate material-energetică, numai că am putea să ne imaginăm că distanța între atomii care formează aerul, e un paradox acum pe care îl spun, este mai mare decât distanța între atomii care formează celula membranei mele, a corpului meu. Și atunci eu prin aer pot să trec liniștit, prin mine însumi nu pot să trec, nici tu nu poți să treci prin mine, nici eu nu pot să trec prin tine, decât dacă am renunțat la înverișul nostru fizic și dublul nostru eteric, fantoma, trece. De aceea fantomele pot penetra spații ermetice, pe când structura fizică nu. Dar mintea conduce, coordonează toate aceste corpuri. Nu e o filozofie foarte complicată. Așa este. Bineînțeles, nu trebuie să uităm și alte aspecte, că
înainte de a face astfel de lucruri, în lucru cu plantele și cu oamenii, trebuie să fim stăpâni ai propriului nostru corp fizic, să ne putem ține în fru silfii, salamandrele sângelui. Hai să vorbim un pic și te rog să categorisim un pic, ca să fie ușor de urmărit pentru toată lumea. Care sunt elementele vii, genile, care guvernează elementele noastre constitutive? Silfii și silfidele, gnomii, care guvernează carnea și oasele. De aceea noi trebuie să înfruntăm lenea pentru a putea să le poruncim gnomilor. Ondinele și nereidele, respectiv apa. Toate fluidele corpului nostru. Toate fluidele corpului nostru. Salamandrele care salamandrele focului. Guvernează sufletul nostru, care este îmbrăcat, înveșmântat în elementul foc. Guvernează sângele și organele sexuale, de aceea trebuie să avem foarte mare grijă să fim caști ca să putem să poruncim salamandrelor focului. Și mintea noastră, care este guvernată de aer, de aceea poate noi nu înțelegem de ce mintea noastră poate fi ubicuă, că eu pot să stau acum cu tine de vorbă și mintea mea să fie în corp în timp ce stau de vorbă cu tine, dar eu pot în timp ce stau de vorbă cu tine, în mintea mea să fiu și în altă parte. Uite, de exemplu, pot să mă duc pe o plajă și să mă plimb sub un răsărit de soare pe care nu l-am văzut niciodată, dar mi-l pot imagina eu abia acum cum e. Fac un răsărit sau un apus de soare violet, uite, așa vrea imaginația mea, și o parte din mine e acolo, o parte din mine e cu tine. Ce permite această ubicuitate a minții? Elementul aer, care este guvernat de niște elfi, nu? Pe care îi regăsim atât de frumos descris și în proza lui Tolkien, în Frăția Inelelor și așa mai departe. Că acolo nu e o vrăjeală. Nu. Deloc. Însuși Paracelsus vorbește și ierarhizează toate spiritele și toate elementele, genile elementelor, care constituie de fapt lumea cealaltă, pe care noi nu o vedem, care este fix egală, direct proporțională cu lumea aceasta. Adică, câte animale, câte gâze, câte păsări, câte rase umane sunt pe pământ, atâtea sunt și în planul dublului eteric. Adică exact atâtea sunt și în imediat universul următor, care este lipit de al nostru, dar nu se vede. Da, este adevărat. Referitor la ceea ce mi-a spus dumneavoastră, vreau să vă arăt, să... Te rog, te rog. Am pregătit un material special pentru emisiune. Ne vom adresa elementalilor atomice ai propriului corp fizic, la fel cum și plantele au elementalii sau sufletele lor, la fel și corpul nostru are elementali, mai mulți elementali. Salamandrele atomice ale sângelui și ale sexului ard în mod înspăimântător cu pasiunile noastre animalice. Noi trebuie să le putem ordona, trebuie să ne putem ține în frâu aceste pasiuni pentru a dobândi virtuți. Silfii atomici ai propriului nostru aer vital, în serviciul imaginației mecanice subiective, trebuie transformat în imaginație obiectivă, conștientă. Silfii se joacă cu gândurile lascive și de aceea noi trebuie să avem foarte mare atenție privind atitudinea pe care o avem în relație cu semenii noștri. Gnomii atomici ai cărnii și ai oaselor sunt în relație cu sistemul osos și de asemenea corespund cu lenea. Noi trebuie să învingem lenea pentru a putea ordona gnomilor atomici ai propriului corp fizic. Trebuie să știm să le poruncim elementelor pentru a putea obține vindecare în corpul fizic. Ei știu ce mai bine pentru corpul nostru. De asemenea, noi avem o inteligență inerentă, un tămăduitor intern pe care, prin care noi am pierdut contactul cu el, dar el știe cel mai bine ce este sănătos pentru noi. Da, e normal să fie așa, pentru că pe vremuri, de exemplu, când industria farmaceutică nu exista încă, remediul universal valabil era odihna. Ceea ce înseamnă că în momentul în care mintea ta
se duce un pic la culcare, corpul găsește în el tot ceea ce are nevoie pentru a se autovindeca. Noi trebuie să spunem un lucru acum care probabil va supăra pe foarte mulți din industria farmaceutică. Nu există nici medicamente care vindecă, nici plante care vindecă, ci doar pretexte date organismului nostru pentru a-și aminti, a-și reaminti ceea ce el are nevoie pentru a se autovindeca. Plantele, nu ele sunt curative, ci informația lor, mufată, conexată la o informație neuronală pe care noi o avem dacă suntem făcuți după chipul și asemănarea Elohimilor. Iar Elohim din ebraică se tălmăcește cele 7 spirite vii ale naturii universale. Asta înseamnă că noi avem decodificatori de informație în ADN-ul nostru capabil să citească și să opereze, să interacționeze cu toate elementele naturale din univers, nu numai de pe planeta Pământ. Adică noi, pe spirele alea nesfârșite ale ADN-ului nostru, noi avem serii matematice nesfârșite, coduri numerice, dacă vrei, infinite, care nu fac altceva decât să decodifice și să ne pună în raport cu tot ceea ce schimbăm noi energetic cu natura, din moment ce noi suntem făcuți după chipul și asemănarea naturii. Și atunci plantele pe care noi le luăm când suntem într-o stare precară nu fac altceva decât să informeze neuronal corpul, să-i reamintească ce are nevoie pentru el a declanșa substanțele necesare din corp pentru a se reface structura matricială a corpului. Industria farmaceutică, de ce spuneam că se va simți lezată? Comite un abuz. Pentru că noi ingerăm prin medicamente substanțe chimice care nu sunt decodificate de computerul nostru natural. Tot ceea ce este natural se decodifică, firesc, pentru că ăsta e softul nostru. Tot ceea ce nu este natural nu poate fi decodificat. De aceea la medicamente există efecte secundare. Orice medicament prelucrat chimic va cumpăra cineva de pe piață, dacă îi va citi prospectul, va vedea că există un capitol numit acolo efecte secundare. Tot ceea ce este natural luat în dozajul respectiv, adică ținându-se cont și de cunoașterea asta pe care șamanii noștri o aveau, pe care Paracelsus a redat-o Europei când o pierduse și o uitase, nu fac altceva decât să ajute corpul, toate aceste remedii nu fac altceva decât să ajute corpul să se vindece singur și atunci nu mai există efecte secundare pentru că organismul nostru își va lua fix cantitatea de energie de care are nevoie pentru a se vindeca, nu va consuma nici mai mult, nici mai puțin. Da, chimia, din păcate, se trage din alchimie. Chimia îl operează cu materie moartă, în schimb ce alchimia îl operează cu viața. De aceea, plantele, este bine să le folosești atunci când le-ai luat, să extragi principiile vitale din plante, din regnul animal, că și cu animalele se pot obține vindecări. Din carne de vițel, care se știe că poate absorbi foarte mult mumia pacientului, se așează pe o parte bolnavă, apoi carnea respectivă se dă unei pisici să o consume. Pisica se știe că poate transforma astfel de energii negative și astfel pacientul se vindecă fără să pui mâna pe el, relativ. Noi, ca și oameni, îl avem pe Dumnezeu în interiorul nostru. Prezența lui Dumnezeu în noi trebuie să o conștientizăm, deoarece doar El este Cel care ne ajută să obținem o vindecare, de nu noi ca și oameni, ci puterea Lui divină prin mâinile noastre poate ajuta un pacient. Un om bolnav care trebuie să se vindece, nu îl va găsi el pe doctor, ci doar dacă divinitatea permite și îi dă circumstanțele necesare în viață să întâlnească acel doctor sau doctorul ajunge la el. Nu ne servește deloc să citim foarte multe cărți pe teme medicale dacă nu cunoaștem natura, nu o percepem, nu ieșim în natură să transformăm vibrațiile care există acolo, să ne conectăm cu un arbore, de exemplu, cu un pin, se pune mâna dreaptă pe plexul solar și mâna stângă legat de arbore și astfel obținem o încărcare energetică. Sau putem comunica cu astfel de suflete ale plantelor. Înainte de a culege o
plantă pentru tratament, trebuie să o binecuvântăm în numele Tatălui, al Fiului, al Spiritului Sfânt. Se face un cerc de protecție în jurul plantei, se cere plantei să, elementalului plantei, să depună elementele necesare în planta respectivă pentru a obține vindecarea cu tare. Și nu noi suntem cei care facem acest lucru, ci cerem permisiunea pentru a putea să tăiem această plantă și a o folosi în acele scopuri. De asemenea, cerem sufletului plantei să părăsească planta pentru a nu-i provoca suferință. Și astfel, o plantă deține mari puteri oculte și poate trata multe afecțiuni fără să... Cu siguranță. Aici, dacă vorbim de plante și vorbim de raportul cu lumile nevăzute și cu universurile paralele care ne întrepătrund inevitabil și pe noi, trebuie să vorbim un pic și despre plantele sacre, pe care unii le numesc plante halucinogene sau plante menite pentru a extinde conștiința umană. Și aici mă refer de la celebrele ayahuasca din peisajul șamanic sud-american, la mescalină, la peiotă, la ciupercă, și o să vorbim poate și despre Amanita muscaria, care este ciuperca albă cu pătrățele, cu picățele roșii de la noi din păduri, celebra ciuperca Amanita muscaria, luată în doza cunoscută doar de către șaman, ea poate ajuta ființa umană să călătorească interdimensional. Exact. Despre cânepa românească o să vorbim și despre cânepă în general, pentru că în ciuda unei teribile prigoane împotriva, hai să zicem, consumurilor de droguri ușoare, ca și cum plantele sunt droguri, în sfârșit asta e o altă discuție și noi intrăm în ea, pentru că îi cunoaștem resorturile și motivațiile și mecanismele ascunse foarte bine. N-are sens să intrăm într-o polemică oficială cu cineva. Plantele nu sunt droguri, pentru că natura nu este un dealer, ci natura este mama noastră. Asta ca să ne înțelegem. Doar omul poate să fie dealer cu doze pe care și le prepară singur, chimic. Există niște spirite înalte ale plantelor, așa cum există spirite medii, joase, spirite curate sau spirite mai puțin curate în om, așa există spirite înalte, spirite medii, spirite joase, curate sau mai puțin curate și în animale, și evident că dacă păstrăm analogia, ajungem și în regnul vegetal. După o foarte scurtă pauză de publicitate, aș vrea să nu cumva să uităm, să categorisim, dacă vrei, și plantele care au spirite benefice și duhuri curate în ele, dar și plante care, conform tradiției moștenite, tradiției ancestrale, au fost și ele atinse de suflarea aia teribil de periculoasă a balaurului, care în momentul în care a suflat a făcut să cadă și niște îngeri, a făcut să cadă și niște oameni, a făcut să cadă și niște animale, a făcut să treacă de partea lui și niște plante. Există o întreagă tradiție a plantelor dușmănoase omului. Plantele carnivore, de exemplu, pe care le mai vedem și noi în filmele de groază, sunt doar o dovadă a faptului că și în regnul vegetal dracu și-a băgat coata, dar o să venim și o să discutăm despre asta imediat după publicitate. Uite, și eu vreau să vă arăt ce cadou minunat am primit de la prietenul meu Ciprian. Am primit salvie rută și artemisă. Sunt niște plante speciale pentru fumigație, mai ales folosită în inițieri, pentru purificarea spațiului și pentru curățarea corpurilor energetice. Și pentru că am ajuns la salvie, eu trebuie să vă spun că salvia divinorum este cunoscută în toate culturile lumii ca un vehicol care poartă Duhul între lumi. Este ca o mașină pentru suflet. Da, salvia mai, se mai traduce și salvare. Se spune că Fecioara Maria, în timp ce era cu pruncul, s-a adăpostit lângă o salvie și acolo, prin frunzele plantei, ea a reușit să se purifice și a binecuvântat această plantă,
spunând despre ea că se poate folosi ca și un remediu universal. Noi găsim în tot Vechiul Testament și în Noul Testament trimiteri și referiri la smirnă, la tămâie, la fumigații, la folosirea foarte multor plante, aloe, trupului Hristos, după ce a fost dat jos de pe cruce și așezat în țoliu respectiv și pregătit pentru intrarea în grotă, a fost uns cu tot felul de plante. Da. Nu întâmplător. Dacă citim, o să vedem și ce plante sunt acolo și înțelegem și ce rol, dincolo de capacitatea minții noastre de a traduce foarte logic anumite lucruri, așa cum am fost învățați de școală, în spatele logicii se mai ascunde un plan care este a logicii divine și care nu mai corespunde deloc logicii umane. Este exact așa cum spunea și părintele Arsenie Boca într-o viziune de-a sa, vorbind cu Dumnezeu și auzindu-l pe Dumnezeu că îi spune pe cât de departe sunt cerurile de pe pământ, pe atât de departe sunt și cărările mele de voi, spune Dumnezeu. Da. Vorbeam mai devreme despre plantele răufăcătoare sau plante care ne otrăvesc. Trebuie să păstrăm analogia. Dacă există spirite bune și spirite rele și duhuri bune și duhuri rele, duhurile bune și rele există în toate regnurile. Și în mineral, și în vegetal, și în animal, că și în animal avem animale bune și animale rele. Și în om avem oameni buni și oameni răi. Peste om sunt duhuri, îngerii de lumină și îngerii căzuți sau diavolii și așa mai departe. Nu? Există un raport. Paracelsus era foarte familiarizat cu Hipericum perforatum. Îi plăcea foarte mult această plantă sau sunătoarea tradițională. Sau pojarniță, se mai spune în unele locuri. Spunea despre această plantă că are mari proprietăți oculte. Frunzele plantei conțin un signum pentru orice fel de entitate tenebroasă și dacă acele frunze sunt pisate, ele pot distruge orice sferă, entitate tenebroasă din spectrul omului și omul se poate purifica. De asemenea, este una dintre singurele plante cu care se poate trata depresia. Persoanele care au fost cuprinse de influențe energetice negative. Se mai folosea și sulf în trecut pentru purificare. De multe ori vedem cazuri în care se aud zgomot în casă, mobila scârție, persoanele nu pot să doarmă și de cele mai multe ori ei apelează la preoți pentru a sfinți casa și a face fumigații cu tămâie. În schimb, și entităților negative le place mirosul frumos, cum este tămâia. Și este indicat a se purifica întâi spațiul și persoanele care trăiesc în acea casă cu sulf. Se face o fumigație de sulf timp de 9 zile, după care se pot atrage vibrații mai înalte din tămâie, salvie, artemisă, rută, laurus nobilis sau dafinul. Nu întâmplător are această denumire. În trecut, regii și comandanții foloseau coroane de dafin. Vreau să apucăm să vorbim un pic și despre această băutură a zeilor oferită omului numită ceai. În tradiția orientală se spune că într-un bol cu apă fierbinte a căzut o frunză dintr-un arbore, iar tradiția lor spune că frunza n-a căzut întâmplător, ci că în iubire, din iubire față de om, zeii care erau, zburau în nevăzutul lor pe acolo, au scuturat arborele de ceai, permițând unei frunze să cadă în bolul acela de apă fierbinte și din acel moment începe o relație extraordinar de frumoasă, aproape o iubire între om și plantă. Pentru că există în spectru, hai să spunem, aplicațiilor ceaiului verde în raport cu starea de sănătate, zeci de mii, dar nu și nu exagerez cu nimic, de virtuți pe care ceaiul verde le are în procesul de vindecare, de menținerea sănătății, de potențare energetică și așa mai departe. Deci iată cum o frunză, doar o frunză dintr-un arbore, a permis chinezului să găsească zeci de mii de virtuți în raport cu starea de sănătate ale naturii. Putem lua ca exemplu și busuiocul nostru. Se spune că în Egipt se punea în apă de seara până a doua zi și se consuma apa respectivă ca un elixir de tinerețe.
un tonic general pentru întreg organismul. Se știe că busuiocul are astfel de virtuți. Nu întâmplător se folosește și la slujbele religioase. El e cel care, influența lui astrală, puterea lui... Stropimă voi cu isop, spune psalmul, care este tot o plantă, foarte asemănătoare cu busuiocul. Ne mai vorbim de virtuțile absolut fabuloase și unice ale unor plante pe care noi aici în România le avem, dar le cam ponegrim în ultima vreme, în sensul că nu le mai băgăm în seamă. Ștevie, urzică, păi zeama de urzici este poate cel mai puternic depurativ, cel mai puternic înnoitor al sângelui și al fluidelor din corp. Marte guvernează urzica, sângele conține mult fier. Mai sunt și alte plante cu astfel de virtuți halucinogene, cum ar fi datura arboreea sau trompeta îngerilor. Floarea era folosită și pisată, se obținea un lichid, dar înainte de acest procedeu trebuia făcut un pact cu planta respectivă, cu sânge. Se făcea o incizie în plantă. Pot să-ți fac o mărturisire. Știu ce înseamnă să iei datura cu ritual și cu pact și cu mare, mare zmerenie față de spiritul acestei plante. Și știu ce înseamnă să iei datura fără niciun fel de respect față de plantă, pur și simplu din încercarea de a experimenta o anumită stare. Aceeași cantitate, aceeași calitate a plantei, în momentul în care tu îi acorzi respectul cuvenit și înțelegi raporturile care se stabilesc între duhul tău și duhul acelei plante, e ceva, iar când te lași pur și simplu, ești nepăsător și arogant într-un fel și iei datura fără respectul necesar, ești aproape, și eu pot să spun că am experimentat această stare, ești aproape mort, adică ești ca o umbră în regatul spiritelor rătăcitoare pe acolo. Da. Foarte rea senzație. Cea mai rea trăită vreodată. Păi, ea fiind halucinogenă, lichidul obținut era aplicat pe zona cervicală, printr-un masaj ușor. Și când omul avea nevoie să călătorească în planul astral, chema elementalul daturii și acesta îl putea dedubla și putea să facă astfel de călătorii. Același procedeu se întâmplă cu funia mortului sau cu ayahuasca, pe care șamanii sud-americani au păstrat-o ca tradiție nealterată. Noi aveam solomonarii noștri, că avem și noi moșii noștri care sunt frații mai mici a lui Zamolxe, care făceau călătoriile în astral cu ajutorul unei fierturi din cânepă. Da. Mă rog, tinerii mai moderniști cunosc substanța obținută astfel sub denumirea de Milky Way, adică laptele de cânepă. Laptele de cânepă. Nu are legătură cu ceea ce și-ar putea imagina cei care ne privesc acum. Este pur și simplu cânepă românească, culeasă într-o anume zi, sub o anume lună, tăiată cu un anumit cuțit, prelucrată și descântată și moșmondită la un anume foc, băută într-un anume grup. Și toate acestea te fac pur și simplu să înțelegi ce înseamnă planul astral, pentru că te duci pur și simplu într-o altă realitate și trăiești aievea și pe deplin o altă realitate, după care te întorci frumușel în realitatea ta, revenind la starea de vibrație de zi cu zi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Interesant este că de acolo din planul astral, de-abia de acolo din planul astral, înțelegi că toate lucrurile se leagă între ele. Și dacă eu am aici, să zicem, un desen pe o plajă, să zicem, din Vama Veche, desenul ăla se leagă de toate scoicile, toate urmele de picioare, de greblă, de roții care au mai trecut vreodată pe acolo, și dacă tu înțelegi că pur și simplu înălțându-te ca așa, ca un uliu, într-un anume plan, vezi că absolut toate formele alea care ții de la nivelul pietricicii respective ți se păreau că n-au sens între ele, că și pur și simplu aruncate haotic acolo, îți dai seama că sunt toate așezate cu o precizie matematică și cu un sens, din urma căruia rezultă miracolul ăsta, magia vieții. Pentru că suntem interconectați între noi, nu numai la nivel celular,
Fiecare celulă noastră are un raport direct, strict și matematic cu nasul de pe cer. Că noi avem senzația privind cerul, acum uite, fac și eu un excurs așa, da, în gândul meu, că stelele alea parcă sunt haotic acolo așezate. O aglomerare de stele, de planete, de sori, de nici nu știm ce sunt. Și avem senzația privind într-o noapte de iunie, să zicem, sau de iulie, cerul înstelat de la Marea Neagră sau de pe vârful unui munte și avem senzația că toate stelele alea sunt absolut întâmplător așezate așa, uitând, ne reamintindu-ne de fapt că fiecare stea se află într-un raport direct cu o celulă a corpului nostru. Și cu corpul nostru fizic. Corpul nostru fizic. Cum este și în pentagrama ezoterică, foarte frumos realizată, planeta Marte guvernează brațele, Saturn guvernează picioarele, capul este guvernat de Jupiter, sau tatăl al tuturor zeilor, și urmează caduceul lui Mercur, începând din glandele sexuale până în zona inimii. Soarele la dreapta, luna la stânga, masculin, feminin, noapte, zi, lumină, întuneric, antitezele. Sigur. Din nefericire a existat un filozof absolut odios pentru ceea ce a urmat să fie cunoașterea asta intelectuală modernă, Francis Bacon, care a spus că natura este un decor amorf pus în slujba omului și că omul poate secătui dacă vrea natura, pentru că de asta i s-a dat, să o exploateze și să se lupte cu ea. Și așa a apărut un concept absolut înfiorător pentru ființa omenească, și anume imbecilitatea luptei omului cu natura. Este ca și cum cineva ar descrie cu lux de amănunte și ar încerca să ne convingă că este foarte firesc și normal pentru evoluția noastră să ne omorâm mama. Tot ceea ce înseamnă revoluția industrială, tot ceea ce a însemnat confortul umanității din ultimele 3 secole, nu a însemnat altceva decât o încercare de asasinare a mamei, natură. Pentru că noi, în momentul în care l-am crezut pe Bacon și am zis, da, domne, ne e confortabil să credem că suntem miezul din fanta noi și că tot ceea ce ne înconjoară ne este dat pentru a-l supune, nu pentru a comunica cu el, nu pentru a conviețui, ci pentru a-l supune într-o manieră războinică, absolutistă și îngrozitoare. Noi am început să defrișăm păduri, am început să poluăm ape, am început să distrugem regnuri. Din cauza omului au dispărut aproape 14-15% dintre speciile existente pe pământ înaintea omului. Și atunci, din această perspectivă, noi am devenit ca un fel de virus. Dacă am devenit ca un fel de virus, înseamnă că organismul ăsta mai mare, numit natura, începe deja să-și prelucreze, să-și trimită în întâlnirea cu noi niște anticorpi. Te-ai gândit vreodată că este foarte posibil ca speciile alea care au dispărut de pe fața Pământului definitiv, cum au fost dinozaurii, de exemplu, să fi dispărut și din cauza faptului că au devenit abuzivi și au început să strice echilibrul planetar? Pentru că acum și dinozaurii, când au început să mănânce tot, au mâncat tot ce însemna natură. Chiar aia erbivorii, că noi spunem, dom'le, ăla cu gâtul lung era blând, nu mânca alte animale. Nu, dar a mâncat și a ras toate plantele și a mâncat toate frunzele din copac până când a stricat echilibru ecosistemic. Stricându-se echilibru ecosistemic, s-a stricat mecanismul. Și ceasornicul meu, dacă nu-i merge o rotiță, el nu mai merge ceasornicul. Și așa e și cu universul. Dacă o rotiță din univers se strică, se strică mecanismul universal. Și atunci ceasornicarul, care este Dumnezeu în cazul nostru, nu admite un prejudiciu global. Și atunci spune, bă, de ce nu merge cu tare? Pentru că în Sodoma și Gomora sunt niște indivizi care nu fac cinste spiritului nostru. Bine, să nu mai fie. Și atunci vine distrugătorul și distruge Sodoma și Gomora. Iisus Hristos trece pe lângă un smochin. Smochinul respectiv nu producea nimic, era un copac gol, doar crengi. Îl usucă, pentru că n-are cum să se numească smochin ceea ce nu produce smochin. Tu cum vezi ieșirea? Că te întreb acum, că ești un iubitor de natură și ai experimentat entitatea asta vie și atât de inteligentă numită natură și știi că acționează mult mai inteligent și mult mai puternic decât omul. Cum vom ieși din acest război nedrept pe care tot noi, din prostia lui Bacon și a noastră, l-am declanșat naturii?
Din punctul meu de vedere, orice în natură are evoluție și involuție. Pământul nostru se spune că va suporta 7 rase. Noi suntem a 5-a rasă, rasa ariană, și ne aflăm în vârsta neagră sau Kali Yuga. Fiecare vârstă, fiecare rasă trece prin cele 4 vârste, de aur, de argint, de bronz și vârsta neagră, de fier în care noi ne aflăm acum. Ne aflăm în era vărsătorului, pe partea opusă se află leul sau justiția, deci e clar că vom suferi niște modificări în un cataclism, se spune că noi vom muri de foc și deja sunt date confirmate în care mulți vulcani care se credeau inactivi au început să erupă și să-și desfășoare activitatea. Hai să adăugăm aici și exploziile solare care se află de ceva timp încoace la niște parametri extraordinar de înalți, de ridicați, pe care activitatea solară n-a mai cunoscut-o până acum. Eclipse inelare. A fost acum recent o eclipse inelare. Oricine se scoală, nu știu, astăzi, mâine, la 4 dimineața, 5 dimineața și e soare puternic pe cer, adică e soare, răsare soarele, da. Oamenii pot constata că intensitatea lui la ora 5 dimineața este echivalentă astăzi, mâine, poi mâine, anul ăsta în 2012, echivalentă cu o oră de vârf de acum câțiva ani. Adică în iunie 2012 soarele arde la ora 6 dimineața cu intensitatea cu care ardea în 2007-2008 la ora 12-13 la prânz. Asta demonstrează ceva. Demonstrează ceea ce NASA avertizează de multă vreme. A crescut enorm de mult activitatea interioară, interna soarele. Acum ați observat că sunt mulți oameni și multe grupări care deja au început să se reîntoarcă în sânul naturii, pentru că știu ce vor urma. Și au loc niște selecții. Sunt anumite vibrații pe pământ care face această triere de oameni. Nu vom mai rezista să stăm în orașe. Va trebui să ne adaptăm modul de viață și să revenim din nou în sânul naturii pentru a repopula următoarea rasă. Am văzut un documentar pe Discovery foarte interesant care vorbea de diversele apocalipse prin care a trecut planeta de-a lungul timpului și chiar diversele extinții. 99% dintre toate speciile care au existat vreodată pe Pământ până astăzi au dispărut. Sigur, unele dispar, apar altele. Exact. Nimic nu se pierde, totul se transformă, spune un principiu al Kybalionului. N-au mai fost dinozauri, dar mai avem crocodili ca ultimele rămășițe a unor reptilieni teribili. Pitecantropii nu mai sunt, dar sunt maimuțele și așa mai departe. Mamuții au dispărut, dar elefanții n-au dispărut pe deplin și așa mai departe. Adică este un transfer dintr-o generație în alta și la animale și la om, probabil. Pentru că și noi, înainte de potop, poate că n-arătam cum arătăm acum. Dacă ținem cont de scheletele alea înalte mari, da, pe care le-am descoperit și pe care, mă rog, le bănuim că ar fi ale unei civilizații fabuloase numită Atlantida, descrisă atât de frumos în literatura greacă, înseamnă că noi suntem mai mici atlanții aia mai mari, de care au fost strămoșii noștri primordiali. În documentarul ăsta se spunea un lucru foarte îngrijorător pentru specia noastră astăzi, că suntem de-a lungul istoriei cei mai puțin pregătiți de a face față traiului în natură. Pentru că noi nu mai cunoaștem plantele, nu mai știm să vorbim cu ele, noi nu mai suntem obișnuiți cu schimbul ăsta energetic, cald, rece, frig, noapte, zi, ceasul biologic. Noi suntem scoși de confort, suntem scoși de urbanismul nostru, suntem scoși din ceasul biologic. Noi nu mai mâncăm când trebuie, nu ne mai culcăm când ne trebuie, noi mâncăm, ne culcăm, ne vindecăm, ne iubim, ne învârtim conform unui program care este artificial. Nu are legătură cu ceasul biologic. Există înțelepți șamani care spun că omul, când a inventat timpul său, adică ceasul, a început prima ceartă cu natura. Pentru că ceasul biologic uman nu corespunde ceasului
biologic planetar. Pentru că există alte interese, ca oamenii să se scoale, să ajungă la serviciu, ca oamenii să muncească, să facă, să dreagă, să nu știu ce. E tot mecanismul ăsta, tot planul ăsta care slujește unor interese, ale unora, care n-au știut, adică nici măcar n-au crezut că dacă ei strică un bun mers al lucrurilor pe care noi l-am moștenit de neam în neam, de generație în generație, sub standardul modernizării, sub standardul progresului, nu este altceva decât o zminteală. Pentru că, într-adevăr, eu am ars în 50 de ani foarte, foarte mult combustibil fosil care mi-a adus mie astăzi beneficiul consumului de petrol. Am curent electric cât vreau, mă plin cu mașina cât vreau și extrag, sug din energia Pământului fără limită, fără limită, ca un manelist, fără număr, fără număr, dar numai că la un moment dat planeta va zice stop. Am mai zis-o de vreo 5 ori până acum și au dispărut 99% dintre specii. Probabil că nimic nu se pierde, totul se transformă și roata se învârte. Luăm ultima pauză de publicitate, după care o să tragem niște concluzii frumoase care sper să ne fie tuturor de folos. Venit mulțumindu-i lui Ciprian pentru perspectiva acestui dialog și acestei discuții foarte interesante despre ceea ce noi nu vedem de lângă ceea ce vedem. Măcar dacă am reține din această emisiune că tot ceea ce se vede este dublat de un alt plan care nu se vede, cum nici duhul nostru nu se vede, ci doar corpul nostru se vede. Noi când stăm de vorbă, noi ne vedem și ne percepem corpurile în primul rând, adică ne uităm și decodificăm informația pe care o percepem prin imagini, în cuvintele cu care am fost învățați. Sufletele noastre nu se văd și totuși ele sunt mult mai mari și mult mai cuprinzătoare decât sunt corpurile noastre. Cam așa se întâmplă și cu natura care nu se vede. Natura care nu se vede este infinit mai mare și mai puternică decât natura care se vede. Așa este. În concluzie, eu aș vrea să amintesc despre Paracelsus și ce spunea el despre credință. Că toate au la bază credința. Fără credință nu se poate face nimic. El spunea că credința este o stea luminoasă care îl ajută pe cercetător să dezvolte și să dezlege misterile naturii. Și trebuie să ne creăm centrul nostru de greutate bazat pe credință. Și orice mag care există, cu ajutorul credinței, voinței și imaginației, poate să săvârșească minuni precum și Iisus a făcut-o. Poate chiar și mai mari. Păi poate chiar și mai mari, pentru că tot El o spune apostolilor, fapte mai mari decât mine veți face, pentru că rugăciunile voastre vor fi auzite chiar de către mine. Eu și Tatăl unu suntem. Și atunci eu, auzindu-vă rugăciunile, vi voi trimite pe Mângâietor. Le spune Iisus apostolilor. Aici vreau să ajungem, pentru că uneori avem senzația că Dumnezeu este rupt de cadrul natural. Adică noi spunem, Dumnezeu este o abstracțiune care este peste om, peste natură, este așa un principiu, este ceva de nepătruns, este ceva... Nu, Dumnezeu este Tatăl. Nu ne rugăm noi celui pe care nu-l vedem și totuși îl simțim atât de puternic, mult mai puternic decât toți cei pe care noi îi vedem. Nu-i spunem Tată? Tată. Păi dacă eu îi spun Tată și naturii mele îi spun Mamă, că e Mama Pământ, nu? E Tatăl Ceresc și Maica Pământească. Și din uniunea asta, la orizont, a cerului cu Pământul, s-a născut ființa umană. Vezi că noi glumim și spunem, hai să mergem, îi spunem unei fete sau fată unui băiat, hai să ne mai mergem și pe orizontală. E, orizontala, pe care noi așa ne amuzăm, tineri fiind, iară un dublaj mistic, pentru că orizontala perpetuează viață. Iar noi suntem o viață dublă. Avem o energie cosmică care ne însumează pe toate energiile planetare, solare, și astrale din univers și energiile Pământului. Împreună, fără energia Mamei Pământ și fără energia Tatălui Ceresc, nu poate exista viață. Da, și viața se lășluiește în inimă, sau și Tatăl se lășluiește în inimă, inima fiind sămânța unui microcosmos. Prin intermediul inimii noi putem pătrunde în macrocosmos și avem un contact direct
Da, pentru că inima e aceeași. Inima mea cu inima Universului este fix aceeași inimă. Trebuie doar să înțeleg asta. Așa e. Vreau pentru final, mai avem câteva minute, dă-ne așa un îndreptar, creează-ne un mic ghid de a putea înțelege spiritele vii ale naturii, de a putea vorbi cu ele. Și uite, dă-ne din exemplu tău personal, cum ai reușit tu, ca dintr-un om obișnuit, ca noi toți, la un moment dat să încep să devii un om neobișnuit în sensul de a înțelege ce spun plantele, de a vorbi cu ele, de a lucra cu ele, de a colabora cu ele, efectiv. Din experiență proprie pot să afirm faptul că un om care este bolnav și suferă de anumite suferințe, natura și divinitatea îi va pune în grădina lui, în spatele casei, plantele necesare afecțiunii pe care el o are. Pentru că planta și vibrația locului simte o aura omului și de aceea face să crească în grădină ceea ce el are nevoie. Din experiență practică vă pot spune că trebuie să respectăm plantele, este bine să existe o comunicare cu aceste plante, să fie binecuvântate înainte de a fi folosite, la fel și apa pe care noi o consumăm. Să cerem, bineînțeles, permisiunea elementalului, să ne rugăm Tatălui interior, printr-o simplă rugăciune: Tată, te rog să iei legătura cu intercesorul elemental al nostru, că și noi avem în interior un intercesor elemental care cunoaște limbajul elementalelor plantei. Luând legătura cu intercesorul elemental al nostru, îi cerem, printr-o rugăciune, să ia legătura cu elementalul acelei plante. Și îi cerem ceea ce avem nevoie, să depunem planta respectivă. Apoi binecuvântăm planta în numele Tatălui, al Fiului, al Spiritului Sfânt și o cerem să plece sufletul plantei, să nu-i provocăm suferință. Apoi se poate pune la macerat, e bine de consumat în stare proaspătă, că atunci are puterea cea mai mare. Se pot obține tincturi, depinde de afecțiunile pe care vrem să le tratăm. Există multe cărți care fac corespondență între... Recomandă-ne câteva titluri cele mai importante pentru tine. Care au fost? Pentru mine puteți găsi de Paracelsus Viața și Învățătura, de Corneliu Agripa puteți citi Magia Naturală, mai există o carte foarte interesantă, Puterea Lunii se numește, și acolo vorbește despre ce anume trebuie să facem când ne tratăm de o anumită boală, să ținem cont de fazele lunii când mergem la stomatolog, dacă vrem să... Uite, eu vă recomand, sigur, astea sunt clasice și absolut indispensabile oricărui exeget al ezoterismului și al ocultismului, cărțile despre care vorbeai tu, Paracelsus, Cornelius Agripa, Stanislas de Guaita, sunt cel puțin trei autori pe care nu trebuie să-i ratați, dar vă recomand și de la editura Francis, Elena Francisc, Ayahuasca, este o carte foarte interesantă, scrisă de cineva care a traversat de mai multe ori această experiență și documentează foarte bine. Ciprian, eu îți mulțumesc mult pentru participare. Vă mulțumesc și eu. Mai ales pentru că ai bătut drum lung de la Timișoara până aici și eu vă invit la Gândul Inimii, după care sâmbăta viitoare la o nouă emisiune. Toate cele bune, numai bine!